Lucrarea noastră glorioasă. În Psalmul, capitolul 96, cu versetul 2 și 3, găsim scris: Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți zilnic mântuirea Lui, povestiți printre păgâni slava Lui, printre toți oamenii minunile Lui. Lucrarea măreață și glorioasă ce ne-a fost încredințată ca să avem un rol în planul mântuirii este minunată, înaltă și deslăvită. Noi nu putem cântări meritele, trebuie să umblăm prin credință și pe măsură ce ne străduim să evaluăm posibilitățile și să realizăm imensitatea planului de mântuire, este privilegiul nostru să ne rugăm împreună cu Apostolul Pavel ca să putem fi capabili să putem pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece știința. Efeseni 3:18. Înălțați-l pe omul calvarului. Lăsați mintea să zăbovească asupra frumuseții caracterului său până când privind vă transformați după chipul lui. O viață de rugăciune și de credință ne va face să vorbim despre slava lui și să dăm mărturie despre puterea lui. Convertirea autentică ne va uni inimile în credință și iubire. Ne va învăța să ne păstrăm ferm încrederea în acela care este singura noastră speranță. Prin convertire, ne unim slăbiciunea cu puterea lui Dumnezeu, ignoranța cu înțelepciunea lui, nevrednicia cu meritele sale, sărăcia cu bogățiile sale nemărginite și neputința cu puterea lui trainică. Trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, făcându-l parte din noi înșine. Un spirit de smerenie, Spiritul lui Hristos ne va ajuta să-L cunoaștem pe Cel care ne-a chemat la slavă și cinste. Dacă am trăit adevărul în viața de zi cu zi, așa cum ar trebui, am avansat tot mai sus, dobândind o înțelegere din ce în ce mai clară a revelației lui Dumnezeu. L-am înălța în cântece de laudă. Prin psalmist, Hristos declară: În mijlocul adunării te voi lăuda. Psalmul 22 cu versetul 22. Vocea lui a fost nota principală a universului. Puterea sa nemăsurată, înțelegerea sa nepătrunsă, sacrificiul său minunat făcut pentru rasa umană ne ajută să înțelegem iubirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Hristos să lucrească în sufletul fiecăruia dintre noi. Să ne deschidem mințile și inimile pentru ca Duhul adevărului să locuiască înăuntru nostru. Trebuie să ne prețuim privilegiile ca posesori ai adevărurilor sacre, înălțătoare. Gândiți-vă ce înseamnă aceasta pentru noi, moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos. Părinte Ceresc, mă așez în mâna ta și doresc atât de mult ca să modelez viața mea, să-mi dai un caracter nobil, curat, sfânt, iar pe buzele mele să nu iese decât laude la adresa ta. Fii slăvit și preamărit, Părinte Ceresc, pentru toate minunile pe care le faci și astăzi în viața mea. Amin.